Leni, Da? ce-ai fi vrut să joci? Puc. Puc? Sau Mozart? Leni... Ceva care să fie în continuarea firii mele. Ei bine, ai pierdut pariul. Piesa mea e gata. Ce spui? Pariul? L-am câștigat. Pariul nu era o glumă copilărească? Nu, Leni, deloc. Nu era o farsă? Nu. Îți fac o lectură jocului de vacanță. Cum? Jocul de vacanță. Jocul de vacanță. Doamne, ce frumos! Jocul de vacanță. Distribuția mea ideală era Iancovescu, Leni și Timică. I-am dat piesa lui Iancovescu, de fapt primele două acte, și după ce le-a citit mi-a spus: Mihai, numai pentru o femeie pe care o iubești foarte mult poți să scrii un astfel de rol. E cel mai frumos rol de femeie scris vreodată. Cel mai frumos, dar și cel mai greu. E posibil ca dumneata să fii îndrăgostit de Leni? Da. Da. Vreau să spun că nu mă sperii. Vreau să-ți spun că te cunosc. Și mai vreau să-ți spun că tot jocul dumitale e naiv. De 5 zile de când ai intrat în pensiune, te căznești să fii interesant. Tăcerile dumitale, singurătatea dumitale, fruntea dumitale copleșită de gânduri, calmul dumitale, superbul, absolutul dumitale calm. Ce copil ești! Corina, a fost un rol scris pentru mine. L-am jucat și am făcut o mare creație. M-a înspăimântat cât de puține lucruri putea să înțeleagă Leni. Ultima scenă din actul 2 scapă complet. Îmi cere să suprim lucruri care pe mine când le scriam mă emoționau și care, pentru că pe atunci o iubeam, le scriam anume pentru ea. Mihai! Da, Leni. Ce-ar fi dacă ai face o schimbare de decor în actul 3? Ascultă-mă pe mine. Publicul se plictisește la piesele într-un singur decor. Doamne, Leni, cum să nu înțelegi că acest singur decor face oarecum parte din poezia piesei? Da? Da? Nu știu ce să cred. Eu nu mi-ascund satisfacția că eu am fost cea care a declanșat începutul lui Mihai de autor dramatic. A venit cu manuscrisul la sub braț și a început să citească. Lectura piesei m-a entuziasmat. M-a cucerit începând chiar de la titlu. Jocul de-a vacanța. Era în titlu fericire și nostalgie. Dialogul era plin de poezie și umor încântător. Jocul de vacanță. Eram exaltată de frumusețea piesei. Personaje. Dar mai ales de rolul scris pentru mine. Ștefan Valeriu. Ardeam de nerăbdare să-l joc. Corina. Pentru că presimțeam în el succesul. Bogoiu. Jeff. Acțiunea piesei se petrece undeva departe de București.